E seara X-Factor, încă o seară cu muzică bună, concurenți talentați și multe zâmbete. E și ediția în care este rândul lui Chelu să fie luat prin surprindere de concurenții care urcă pe scena X-Factor. Polițiștii au cântat rapperului unul câte unul. Mă numesc și vă rog să prezentați actele la control. Cu ce vă ocupați, domnul Predescu? Sunt polițist. De ce ați venit aici? Să vă arestez. Că de arestat nu. Cu un zâmbet larg și o satisfacție pe măsură, Chelu nu a pierdut ocazia unui mic interogatoriu. Aveți studii superioare, nu? Da, nu mă pricep. Locotenent? Da. Cel puțin. Da, cel puțin. Exact modelul de care trebuie să te ferești în viață. Deci dacă un polițist n-are uniformă, este de două ori mai periculos. Tot fără uniformă, dar venit de la o altă secție, s-a prezentat în fața juraților și următorul concurent. 3, 2, 1! Bună seara! Cu ce vă ocupați? Polițist de frontieră. Ai soție, iubită, prietenă? Prietenă. Prietenă. E... Cum ai cucerit-o? La o seară de karaoke. Culcat drept. Culcat, nu mișcam. Și în această seară memorabilă, ce ne cânti? După întrebările scurte adresate de rapper, au urmat și câteva sfaturi. În momentul în care prindeți un infractor, îi cântați chestia asta. A funcționat în BD la munte și la mare și funcționează întotdeauna. Am nevoie de ajutorul vostru. 1, 2, 3 și... Fă-te-o, fă-te-o, mă alungă gândul necinstit. Nu uita, te veghezi și eu te văd când greșit. Următorul concurent l-a cam pus pe gânduri pe juratul nostru. Bună seara, numele meu este Daniel Peltea. Am 28 de ani, sunt din București. Ne-ai spus tot, sau aproape tot. Sunt specialist criminalist la o secție de poliție din București. Ce secție? Ai să râzi, 7. Permiteți-mi, dați-mi voie, băga-mea și acolo stau. Dacă au reușit concurenții polițiști să-l intimideze sau să-l impresioneze pe Chelu, aflați în această seară de la 20:30, numai la Antena 1.